12 și 20. În imagini se observă cum mașina poliției rutiere cu numărul MAI 29209 este parcată în fața altei mașini, ai cărei proprietari nu aveau cum să iasă de acolo. Totul s-a întâmplat luni în jurul prânzului. Proprietarii mașinii blocate aveau chiar și un copil mic, ce astfel a trebuit să îndure frigul până când polițistul s-a întors la mașina de serviciu. Din declarațiile acestor au fost nevoiți să aștepte circa 2 ore până când a venit polițistul și i-a deblocat. Polițistul era îmbrăcat în uniformă și s-a întors la mașina inscripționată cu poliția rutieră, însoțit de o adolescentă care avea în mână o plasă de cumpărături. Reamintim că în zonă se află un mare complex comercial. Informată despre aceste lucruri, conducerea IPJ Dolj a precizat că va declanșa o anchetă și că se vor lua măsuri. Precizăm că în urmă cu peste un an, postul nostru de televiziune a semnalat Inspectoratului de Poliție Județean Dolj cazul unui agent de poliție ce se afla la volanul mașinii de serviciu în timp ce vorbea la telefon, nu purta centură de siguranță și făcea o depășire neregulamentară. După o primă cercetare, ni s-a precizat că tocmai în acele momente agentul de poliție primea coordonatele misiunii sale. Despre faptul că ar fi făcut o depășire neregulamentară, nu am primit nici până astăzi un punct de vedere oficial, chiar dacă legea prevede reținerea în vederea suspendării permisului de conducere.